Polițiștii doljeni au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 32 de ani din localitatea Plenița, bănuit de comiterea infracțiunii de proxenetism. Anchetatorii au stabilit faptul că în perioada ianuarie-martie 2015 a exploatat sexual o tânără de 20 de ani din localitatea doljeană Verbița, atât în municipiul Craiova, cât și în Italia. Polițiștii au stabilit faptul că de la începutul anului și până la luna martie 2015 tânărul a exploatat sexual o altă tânără din localitatea Verbița. De asemenea, acesta a fost identificat într-un hotel din municipiul Craiova împreună cu o altă tânără din localitatea Plenița pe care urma să o ducă în Italia pentru a o exploata sexual. Pe lumea acestuia s-a documentat infracțiunea de proxenetism. Acesta a fost deținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. A fost prezentat magistraților judecătoriei Craiova, care a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.